Doamnele de la volan au fost trase pe dreapta, nu pentru a fi sancționate, ci pentru a li se înmâna din partea polițiștilor și a reprezentanților Registrului Autoromân o floare, un mărțișor și o urare. Gestul oamenilor legii l-a surprins în mod plăcut pe multe dintre șoferițe. Partea serviciului rutier Old, vă dorim o primăvară fericită și un sincer la mulți ani. Vă mulțumesc din suflet. Și dumneavoastră, de asemenea, să aveți un an bun și tot ce vă doriți. Buchet de flori și mărțișor. Vă mulțumesc frumos. O primăvară plăcută să aveți. Mulțumesc din suflet și dumneavoastră la fel. Cum vi se acțiunea specială de astăzi? Este foarte binevenită. Ne bucurăm că există și altă variantă de a ne amenda. S-a mai întâmplat? Nu, este prima dată. Serviciul rutier Olt a organizat o acțiune puțin diferită față de obicei, și anume cu ocazia zilei de 1 martie am oferit doamnelor și domnișoarelor în trafic un mărțișor și o floare. În stradă s-au aflat în această zi specială de început de primăvară și jandarmii olteni, ce din Slatina le-au oferit flori doamnelor și domnișoarelor care au trecut în cursul dimineții pe la Fântâna Speranței. Gestul acestora le-a impresionat pe reprezentantele sexului frumos, care ne-au mărturisit că nu se așteptau. Mulțumesc! Să rămână la mulți ani și un 1 martie fericit! Minunat! Mai ales că sunt mamă de jandarm. Foarte frumos! S-a mai întâmplat să primiți de la poliție, de la jandarmerie flori? Am primit. Mai mereu am primit, să știți. 1 martie și tot ce vă doresc, multă sănătate. Mulțumesc! Prima floare pe ziua de azi! Mulțumesc mult! O zi bună! Efectiv, din cadrul Inspectoratului Jandar Județean Olt, au oferit flori domnișoarelor și domnilor din municipiul Slatina ca un simbol al sosirii primăverii. Încă o dată dorim la mulți ani tuturor femeilor. Astfel de acțiuni au mai fost desfășurate și în municipiul Caracal, dar și la Corabia. Ele au devenit deja tradiționale pentru reprezentanții celor două instituții.